Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare pentru cei cu soare, luna, Venus, ascendent, nodul nord în berbec, etalare pentru februarie. Pentru februarie, măi, ia să pun un pic de blitz, un picuț, cât de cât, așa. Bănuiesc că totuși se vede bine, de țipa nu pot să țip, dacă vi se pare că e prea încet sunul, puneți-vă că își vă rog frumos. În timp ce am amestecat cărțile, am văzut spânzuratul și împăratul. Sunteți într-o... Unii încă mai sunteți în această stagnare pe care ați manifestat-o în ultimile luni ale anului trecut, eventual. V-ați simțit sacrificați, dar dacă aveți acest sentiment, să știți că este cu un scop, ca să găsiți noi perspective în situația în care sunteți. Să vă regăsiți credința și să vă conectați la subconștientul vostru, să lucrați cu el. În a vă recâștiga autonomia, stabilitatea. Acum, în timp ce am amestecat, a apărut temperanța, nevoia de a vă elibera de stres, prin vindecare, prin echilibru emoțional, dar și energetic. Trebuie să lucrați, trebuie să aveți răbdare cu voi, pentru că lucrarea nu se întâmplă așa în câteva săptămâni, în câteva luni, mai ales după o dezamăgire, după un dezechilibru, după o depresie. Poate unii ați pierdut oameni, dragi, sau ați pierdut job-ul, știți? Și nu-i plăcut. Nu e plăcut. Cine n-a trecut, nu știe. Dar eu știu cum e. Și vă înțeleg. Și tarotul vă înțelege și vă spune că trebuie să aveți răbdare. Mai greu pentru berbeci, dar se poate. Trebuie să aveți răbdare, să vă echilibrați prioritățile, să vă alegeți prioritățile cu grijă. Interesant că aveți două cărți de 2-2, apropo de luna februarie, da? Trebuie să vă faceți timp între vindecare, echilibru și colaborări fructuoase. Nu zic nu să ai sufletul pereche, poate să fie un suflet pereche care se manifestă și sub forma unei prietenii, amiciții. Cineva care vă susține și încearcă să vă ofere momente de bucurie. Probabil din preajma prietenilor aveți un suflet pereche. Prieteni mai apropiați, mai... Știți că variază. Prietenii sunt de multe categorii. Prieteni de băutură, prieteni de distracție și prieteni care vă sunt alături cu cuvinte încurajatoare, cu soluții practice, cu diferite chestiuni. La capătul setului de cărți aveți regina de bute, puteți să fiți voi, da? Și alături de voi aveți doi valeți, un valet de monede și unul de cupe. Poate să fie doi bărbați mai tineri decât voi, dacă sunteți doamne. Însă trebuie să faceți o alegere foarte importantă. Iar alegeri. Tot timpul, tot anul vor fi alegeri foarte importante. În dragoste. Trebuie să, repet, să vă echilibrați pe voi ca să vă atrageți oameni care vă susțin și care vibrează, care sunt în consens cu voi, sau să rămâneți într-o zonă conflictuală, pentru că nu puteți ați încercat să vă detașați unii dintre voi de o situație dezechilibrată în care ați fost abandonați, dar nu că nu puteți. Puteți! Asta ține de alegerea voastră. Dar dacă mai stați în această situație dezechilibrată, manifestați... prea mult stres. Pur și simplu, prea mult stres. Și aici trebuie să alegeți ce vreți să manifestați. Stresul acesta? Sau o stare de confort emoțional, financiar și energetic suficient cât să puteți să creați, să vă reinventați pe voi. Doi valeți... probabil că ar putea să fie pentru unii mesaje emoționale sau întâlniri practice sau dorința de a studia ceva. Unii poate chiar vreți să studiați ceva. Hai să vedem energia generală. Sau un light motiv, nu să energia generală, un light motiv pentru februarie. Ca să știm tonul acestei luni în principiu. Pentru berbeci, soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord. Interesant. Oh, ce frumos, ce frumos. Înțelepciune la capătul setului de cărți. Amândouă sunt păsări de pradă, le iubesc pe amândouă. Numărul 4 ar putea să țină de manifestarea acelui împărat din voi, ca dacă sunteți doamne, da? Acelui împărat, acele energii masculine stabile, protectoare, înțelepte, care observă
ce este de observat și își alege luptele, apropo de 5 de bâte, își alege luptele. Da? Învățați din niște secrete, învățați să fiți în pace, chiar dacă sunt oameni care au fost niște oameni care, da, probabil va afecta pacea, că altfel n-ar apărea aceste cărți. Trebuie să vă protejați, ia uite, trebuie să vă protejați, să fiți protectori, să fiți într-o vibrație înaltă și cine are... ceva de ascuns față de voi, să le fie de bine voi, concentrați-vă pe înțelepciunea voastră. Observare, observație, observare. Vulturul. Cu alte cuvinte, ochiul lui Ra sau al lui Horus. Ia scuzați-mă un pic. Da, acest... uliu, vultur, este un simbol foarte puternic și buvnița și uliu, eu le iubesc pentru că reprezintă detașare în sensul frumos al cuvântului, ridicare până în văzduh, până în cele mai înalte vibrații sau spații mentale, dar cu un scop. Cu un scop special, în primul și în primul rând, de a observa, nu musai de a ataca, de a învăța până la urmă, de a învăța. De a vedea de la distanță, de a anticipa, de a vedea lucrurile în viitor, mulțumesc, de a vedea lucrurile în viitor, de a vedea lucrurile în întuneric, iar o capacitate de a înțelege, de a vedea lucrurile dintr-o altă perspectivă, apropo de spânzurat. E interesant, iar a apărut spânzuratul, da? Hai să vedem o dată. Berbeci, soare, lună, venus, ascendent, 2, nodul nord, un berbec de 3, 8, februarie. Ia uite, regele și regina de bâte. Am văzut mai devreme. Păstrați-vă puterea și alegeți-vă bătăliile. Pentru că văd o decepție, dar o ocazie pierdută, dar asta e. Probabil că e pierdută pentru că. Așa a trebuit să fie ca să învățați. Central, 9 de monede. Fiți independenți, măi. Fiți independenți. Provocarea este 8 de bâte. Vedem cum se leagă. În trecut, regina de monede. În prezent, temperanța. Cum am zis mai devreme, mulțumesc mult. Și în viitor, 4 de bâte. Întâlnire cu prietenii, poate, dacă acceptați eventual comunicarea cu cineva sau posibil cineva să vă bombardeze sau sper să nu să fiți voi, deși nu ar fi o problemă dacă ați fi voi, rămâne să vedem la clarificări ce acest bombardament de comunicare. Ia uite, sfatul, 2 de monede, alegeți-vă prioritățile, echilibrați-vă, exterior 7 de cupe, cineva încă vă creează confuzie. Ia să vedem. De ce vă este teamă de asul de monede? Teamă. Probabil încă nu aveți siguranță că puteți manifesta ceva nou, ceva stabil. Pentru că încă sunteți decepționați, dar observați. Și ce vă doriți, regele de cupe? O persoană empatică, simpatică, empatică, înțelegătoare, romantică. Ce reușiți să faceți? Să depășiți 10 de spade, trădările, e un ciclu, da? Și să vă reconstruiți, să fie frumos. Să manifestați ce în secret? Adevărul vostru. Adevărul vostru. Eventual, unii dintre voi înțelegeți că cineva v-a manipulat, secrete, magician, manipulare, ar putea să fie și 3 de monede. Ori la locul de muncă, ori v-a pus într-un triunghi amoros, într-o fel sau altul și trebuie să încheiați acest ciclu. Da? Dar după cum vedeți că cărțile au venit un pic mai mult, mai
primăvară, perioada următoare, dar observați aici, este observați și înțelegeți, temperați-vă un pic ca să înțelegeți. E foarte important. La capătul setului de cărți, iar spânzuratul. Cineva vrea să comunice cu voi, ar trebui să-și facă curaj să comunice cu voi ceva. Puteți să fiți chiar voi. Puteți să fiți chiar voi. Doritor să inițiați ceva și să ieșiți din această karmă în care ați fost. Alături, prin cineva, alături de cineva, variază. Hai să vedem. În prezent am zis că aveți 9 de monede. Concentrați-vă, am zis mai devreme, pe înțelepciunea voastră. 9 de monede este. Interesant că aici este foarte înțeleaptă. Persoana independentă, bărbatul, femeia, nu contează. Concentrați-vă pe monedele voastre, pe banii voștri, pe ceea ce reușiți să creați, pe ceea ce reușiți să manifestați, ce este mai înalt, pe lucruri înalte, echilibrate. Lăsați decepțiile, nu vă mai lăsați afectați de trecut și aveți grijă la confuziile care mai apar în preajma anumitor persoane. Cine acest personaj? Teoretic ar trebui să fiți voi, dar ar putea să fie și altă persoană care vă influențează sufletul. Poate că vă inspiră. Pentru că este central, este pe sufletul vostru, poate cineva vă inspiră. Să fiți și voi ca ei. Ar fi frumos în cazul în care nu sunteți voi. Ar fi frumos. Să ieșiți în afara cutiei și să vă gândiți, în afara cuștii. Și să gândiți altfel. Această persoană are un vultur. Voi aveți și vulturul și bufnița. Ambele, amândouă foarte înțelepte. Trebuie să vă transformați sufletul. Provocarea este 8 de bâte. O să vedem ce înseamnă acest 8 de bâte. Comunicarea cu cineva sau dorința de a merge mai departe, în pofida unor provocări. Dorința de a merge mai departe, de a crește, că 8 de bâte înseamnă transformare, tinde către soare, către nori, cum a zis mai devreme, da? Apropo de vulturi și de bufniță. Caută să zboare. Poate să fie o călătorie pentru unii sau mesaje de la distanță de la cineva, iar pentru că am văzut valeți, mesaje de la distanță. În trecut apare regina de monede, iar cine ar putea să fie acest personaj variază. Poate să sunteți voi soții, poate este mama cuiva, soția cuiva, posibil pentru unii. Însă, e o persoană care ține la bani. Poate să fie un pic cam prea vanitoasă. Acum ar mai putea să fie, pentru unii, nu pentru toată lumea, poate în trecut erați atrași de oameni care arătau bine, aveau bani, să zic, aveau stabilitate. Dar dintr-un motiv sau altul, dacă v-ați simțit atrași de asemenea persoane, acum trebuie să învățați că trebuie să echilibrați altfel lucrurile. Nu să vă mai concentrați pe lucruri care țin de material atât de mult sau pe alte persoane, cât pe voi trebuie să vă concentrați. Pe stabilitatea voastră, independența voastră și echilibrul vostru. Poate în trecut ați avut pe cineva cu marcaj puternic în semn de pământ. Marcaj, zic, nu zodiez. Marcaj, poate să fie și ascendent, da? În prezent aveți pe cineva, poate, cu marcaj în săgetător, care vă va influența casa, starea de echilibru în continuare. Într-un sens bun vă va influența, într-un sens pozitiv. Am zis, sfatul revine. Doi de monede, echilibrați-vă, eventual încercați să alegeți între două joburi, între două situații.
O să clarific. Iar, am zis, opțiuni din exterior, cineva care are opțiuni sau care vă creează confuzii, revin, repet, de, vă este teamă de acest as de monede, să începeți ceva pe cont propriu, probabil, pentru că aici este central, vă doriți independență. Provocarea este să mergeți și să vă implicați, pentru că puteți să aveți în viitor stabilitate. Dar ideea este că trebuie să faceți pașii necesari, de-aia apare asul de monede. Vă este teamă că nu veți avea niște bani, că nu veți avea afacerea voastră, că nu veți avea o relație de lungă durată, e în poziția fricilor. Stabilitate, pentru că ați fost dezamăgiți, vă este teamă de stabilitate, posibil pentru unii poate să fie acest semn de pământ pentru unii. Sau persoana cu marcaj puternic în pământ să-și dorească independența și să vă fie teamă că dacă ei vor începe ceva nou, voi rămâne singuri. Vedeți unde e. Posibil și asta. Oricum, în prezent apare regele de cupe. Vă doriți dragoste adevărată, am zis, oameni sensibili. Hai să și clarificăm, că vorbim așa fără clarificare. Ia uite, lumea, un capitol. În primul rând, terminați, încheiați acest capitol cu jobul obositor, cu familia asta extenuantă, cu prea multe responsabilități, cu prea multă implicare, fără rost. Doar de ce? Uite, regina de bâte, dar de ce? Să-i vă implicați. Interesant, justiția, am vrut să pun aici, justiția. Posibil să fie nu neapărat zodia balanței, dragii mei, poate să fie și o căsătorie sau un contract, da? Pentru bani, cineva care ține la bani. Eliberați-vă. Hai să vedem 9 de monede. Clarificăm 9 de monede pentru berbeci. Trebuie să alegeți. Ori ei, ori cineva, și în sufletul vostru e alegerea aceasta a cuiva sau chiar a voastră. În primul și în primul rând, voi trebuie să alegeți în asta, în niște programe fixe sau ai fi independenți. Trebuie să alegeți. Ori una, ori alta. Sau cineva la care țineți este pe cale să aleagă. Acum, provocarea este 8 de bâte. 8 de bâte înseamnă să mergeți mai departe. Dacă ei aleg ceva ce nu vă, cum să zic, și altceva decât sunteți voi, mergeți mai departe. Nu rămâneți fixați că vai, nu v-au ales pe voi. Mai învățați dacă alt personaj. Eu zic, nu știu, eu zic că încrâncenarea asta în relație este o copilărie, o imaturitate. Încrâncenarea în relații. Dacă cineva nu mai poate, nu mai vrea, lăsați-i să se ducă pentru că este o ocazie și pentru voi să mergeți mai departe, să vă descoperiți alte lucruri, alte capacități. Da, poate sunteți voi soții și cineva vrea să fie independent. Invers, vedeți, nu știu, ceva de genul acesta. Pentru că văd aici soț-soție pentru unii și văd aici o figură independentă. Iar cineva în sufletul vostru, inclusiv voi, pentru că alegerile nu se fac de o singură persoană. În momentul în care cineva alege pentru noi, este grav. Este foarte grav. Dacă cineva și-a timp de alegere, ok, asta înseamnă că nu, voi nu stați cu mâinile în sân și voi alegeți. Alegeți să așteptați sau alegeți să mergeți înainte. Cu alte cuvinte, alegeți să stați în program sau alegeți să zburați în sus, să vă ridicați, să anticipați, să vedeți lucruri în viitor. Da, uite, văd căsătorie, 7 de... O căsătorie plictisitoare, o căsătorie în care stați pe loc pentru bani, așa văd pentru unii, sau contract. 8 de bâte. 8 de bâte. Provocare. Sunt multe. 8 de bâte. Ia uite, 9 de spade, cavalerul de spade. Cineva v-a rănit, cavalerul de spade, a venit, a plecat, ci v-a creat mult stres. Cavalerul de spade, cu marcaj puternic în semn de aer. Poate ați comunicat bine, poate a fost interesant, dar v-a adus stres. Sau, într-un fel sau altul, el
E mai stresat de fel. E mai stresat de fel, eventual. Ideea este că, iar, trebuie să alegeți și voi. Am zis, nu doar ei, și voi trebuie să alegeți. Doi de spade. Și ce să alegeți? Asul de bâte. Să vă revigorați, să inițiați o nouă cale. Asta e, să zburați cât mai sus. Interesant. Poate, interesant, iar simt. Dacă ei, ce unii din preajma voastră, simt că situația s-a banalizat, s-a ajuns prea stresantă, vă luptați prea mult unul cu celălalt, probabil vrea să blocheze acest stres și să inițieze, să se manifeste, zic, într-o nouă direcție. Și dacă și ei aleg. Cine alege? Voi, ei, v-am zis. Nu știu, eu sunt pe principiu că atunci când cineva nu mai poate să stea în preajmă, asta e, nu pot să țin, mi se pare absurd să țin, pentru că asta, să ții cu ghearele de ceva, este o energie karmică pe care eu personal nu vreau să o manifest. Eu v-am spus, voi faceți ce vreți, dar asta e, încrâncenarea nu mi se pare sănătoasă. În relații, nimic. În nimic. Nici în job. Vezi că jobul nu merge, ai o ocazie să te dezvolți, să descoperi alte talente, să faci altceva nou. E o ocazie, nu zic că e ușor. Mi-am schimbat destinul de nu știu câte ori. Vreo 3-4 ori. Radical. Și știu că e greu. Dar se poate. Clarificăm temperanța, deși e foarte frumoasă așa cum e, parcă n-aș mai clarifica. Dar, ia uite, trebuie să vă vindecați, să vă puneți în ordine gândurile. Un pic de liniște, de meditație. Ia uite, de însingurare. Sau poate cineva v-a atăcut. Posibil. Are conflicte, sunt niște situații complicate. Dar dacă a atăcut, foarte bine. Dacă voi sunteți într-o perioadă, variază, de însingurare, să știți că este necesară ca să vă găsiți soare interior, lumina interioară, răspunsuri la niște întrebări pe care nu le-ați pus la un anumit timp. Clarificăm 4 de bute în viitor. Ah, multe. Nu prea multe, totuși prea multe. 4 de bute în viitor. Ah, ce frumos stea! Vă vindecați de o situație de acasă, de o situație din cuplu în care sunteți, pe de o parte. Pe de altă parte, văd și o întâlnire foarte frumoasă cu cineva. Eventual, altceva mai văd, că într-un viitor, odată vindecați, puteți să manifestați relații stabile. Nu o să ai aceeași relație, pentru că dacă persoana din acea relație vrea să plece, vrea să plece. Asta e, am zis, din punctul meu de vedere, încrâncenarea mi se pare nesănătoasă. Dar dacă vă vindecați de situația asta, puteți manifesta o altă relație. Da, asta înseamnă să ieșiți din 10 de spade, da? Să înțelegeți unde v-ați păcălit. Pentru că nu ne păcălește cineva și noi ne păcălim. Haideți să fim serioși, da? Și noi ne păcălim pentru că nu vedem semnele sau vrem să zicem că nu e adevărat când vedem niște semne în fața noastră. Da? Aici este o victorie a minții. În sensul înțelept al cuvântului, nu arogant, nu exagerat de logic. E o minte conectată la spiritualitate, care vede lucrurile în profunzime. În viitor, steaua și 4 de bâte. Frumos! O relație vindecată, o relație armonioasă cu cineva. Poate semnul vărsătorului, poate semn marcaj învărsător, poate alt marcaj de foc, poate. Sfatul. Eu nu sunt multe. Doi de monede, te rog frumos. Sfat pentru berbeci. Uite, valetul de bâte. Trebuie să alegeți ceva și să inițiați. Valetul de bâte inițiază. Originalitate. Măi, a stat într-o relație foarte toxică. Toxică, pentru că au fost lupte, lupte interne.
Cine a părăsit pe celălalt, pe cine a părăsit, voi știți, pentru că variază. Dar e o relație, o căsnicie. E o căsnicie toxică. Lăsați-mă că e căsnicie. Pentru unii, și dacă nu e căsnicie, unul e căsătorit. Și atmosfera nu e în regulă. Nu e în regulă. Alegeți valetul de bâte. Adică, să începeți ceva nou. Aveți aici și asul de bâte și valetul de bâte. Și aici e provocarea să mergeți în sus, să creșteți, să vă eliberați. Clarificăm 7 de cupe exterior. 7 de cupe exterior. 7 de spade, interesant. Da, faptul că cineva fuge. Da? Poate că a fost cândva romantic, poate e o distanță între voi, dar, deși separare, se va aduce separare. Faptul că a fugit, ce confuzie, încă vă influențează. De aia apare și nevoia vindecării. Da? Vindecare, vindecare și în viitor, iar vindecare. Dar altfel, în ideea că deja ați atins un anumit grad de echilibru, acum încă lucrați la el și e bine. Clarificăm asul de monede. Ce să vă fie teamă de asul de monede? Poate să fie începutul altcuiva. Dar, repet, începutul altcuiva este o provocare și a voastră de a vă dezvolta, de a începe ceva nou pe cont propriu. Ia uite, 10 de astea. Aici vă este teamă să renunțați la căsnicia obositoare sau jobul obositor și să manifestați altceva nou. O altă relație, deși în viitor puteți, am zis, dar vindecați. Sau un alt job. Dar, repet, în echilibru, cu mintea în ordine. Pentru că 4 de bâte poate să fie o colaborare fructuoasă, neapărat o romanță. Cu parfum, da? Sau de parfum, sau de care o fi vrea, o fi ea. Da? 4 de bâte poate să fie o colaborare. Care e predestinată, care vă vindecă, care aduce succes. Ia uite, aici sunteți voi, regele de bâte, luptându-vă. De ce? Cu ce? Cu diavolul? N-are rost. Ce înseamnă cu diavolul? Cu adicțiile, dragii mei, cu adicțiile. Azi ce? 8 de spade, cu programele mentale. De ce? Pentru bani? Nu, nu se merită să stai cu cineva pentru bani. Clar. Deci, ca să țineți, să aveți control, voi sau ei, nu, nu, nu se merită. Și de aici, voi este teamă. Dar îndrăzniți. Aici e provocare. Îndrăzniți. Alege să ieșiți din program, alege să fiți independenți. Alege să vă ridicați deasupra norilor. Regele de cupe, te rog frumos. Vă doriți dragoste adevărată. Păi asta e, pentru dragoste adevărată trebuie să vă vindecați. Altfel nu are cum să vină, dragii mei. Nu are cum să vină dragoste adevărată. Regele de cupe, echilibru emoțional. Iaute. Trebuie să munciți în acest sens. Ia uite, 8 de monede, muncește cu sufletul său. Ca să aibă parte, dar și să vă eliberați. Da, de abandon, de luptele care au fost, ia uite. Trebuie să vă eliberați și să munciți pentru această dragoste adevărată. Trebuie să munciți, să vă iubiți voi, trebuie să iubiți, pardon, să munciți, să vă echilibrați, pentru că regele de cupe se echilibrează, își domina emoțiile în sensul frumos al cuvântului. Aici ce să mai spun? N-are rost să mai clarific, pentru că sunt deja, povestea explică. Pe de-o parte, că înțelegeți că ați fost, v-ați păcălit. Nu să ai că v-a manipulat. Poate să fie și asta. Poate să fie și asta, dar adesea, în ideea că dacă e să fim... Eu am marcaj în săgetător și vreau să fiu corectă și nu doar, și în alte planete, în alte zodii, da? Vreau să gândesc corect și în echilibru. Nu doar alții mă mint. Și eu m-am mințit, crezând că ei sunt persoanele ideale sau că, da? Și eu m-am mințit. Și am grijă cât pot să nu mai mă mint. Și asta e. Cam atât. A? Hai să mai iau un sfat. Nu. Hai să mai iau un sfat. Hai să vedem. Încă un sfat. Berbecuți. Berbecuțe. Februarie. Trebuie să, în aceste de cărți, să-mi pun eu denumirea română a florilor. Îmi place setul ăsta de cărți. Are și cât un citat drăguț. Pentru Berbecuț un sfat, ceva, o cărțulie frumoasă, care are un mesaj drăguț pentru Berbecuți.
este să vedem. Să fie cura leului? Parcă. Cura leului, vede ce-mi place. Ce e ce? Benevolență. Benevolență, am zis bine? Și grație. Da, nicio acțiune amabilă, cât de mică ar fi, nu este o pierdere de timp. Interesant. No act of kindness, no matter how small, is overwasted. Așadar, dacă ați fost amabil cu cineva, să fie. Nu este irosire de timp. Dacă ați iubit pe cineva, nu este irosire de timp, dar este o experiență. Gladiole, putere de caracter și integritate morală. Astea, rămâneți. Nu stați, pentru că oamenii care țin de programe și de vechi, se păcălesc singuri, uneori. Se păcălesc, pentru că nu-și dau dreptul la creștere, la inteligență și frumusețe mentală. Clematite. Inteligență și frumusețe mentală, dar putere de caracter. Asta e, dovediți putere de caracter și integritate morală. Cam atât, sper că v-a plăcut, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup, numai bine!